Dragilor, bun găsit! Sunt Penina Cirț și vă mulțumesc că urmăriți Popas de Suflet. Într-o seară, celebrul dirijor italian Toscanini a condus orchestra simfonică din Philadelphia, dirijând Simfonia IX de Beethoven. Muzica a fost atât de maestuoasă, încât publicul a aplaudat în picioare peste 10 minute. Toscanini a spus orchestrei: Doamnelor și domnilor, eu nu sunt nimic, voi nu sunteți nimic, Beethoven este totul. Avem în fața noastră o lecție interesantă. Suntem chemați să învățăm că valoarea cea mai mare o are cel care a creat. Ioan Botezătorul a înțeles bine acest adevăr. De aceea a spus despre Mântuitorul: cel ce vine din cer este mai presus de toți. Din firea sa, omul preferă să aibă un univers fără Dumnezeu și în acest univers să se laude cu lucrările pe care le face. Natura veche a omului se prezintă deseori sub o aparență frumoasă, însușindu-și merite care nu sunt ale sale. Însă, cine ascultă chemarea Mântuitorului la viața veșnică și se încrede în acest inițiator al mântuirii, primește o natură nouă, care gândește ca și Ioan Botezătorul: trebuie ca Mântuitorul să crească și eu să mă micșorez. Un astfel de om va spune sincer: Hristos este totul. Audiție plăcută! Cartea naturii descoperă pe creatorul ei. Adâncind privirea noastră în tot ce vedem în jur, putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Lumea, deși decăzută, nu este toată numai necaz și mizerie. Chiar în natură se află solide nădejde și mângâiere. Scaieții sunt plini de flori, iar spinii sunt acoperiți cu trandafiri. Orice element al naturii, tot ce este viu, trebuie să ne amintească de Dumnezeu. Cu cât ai în jur mai multă natură în mediul în care locuiești sau lucrezi, cu atât ai mai mult ocazia să experimentezi acest lucru. Dacă prea puțin îți permite orașul să contempli creația lui Dumnezeu, trebuie să-ți faci timp cel puțin o dată pe săptămână să ieși din nebunia blocurilor și șoselelor și să îl întâlnești pe Dumnezeu. Când privim natura, este important să căutăm lucruri care ne vorbesc de Dumnezeu. Într-o era a cunoașterii, iar omul știe atât de mult despre creațiune și atât de puțin îl cunoaște pe Creator. Degeaba cunosc în detaliu structura biologică a unei frunze dacă nu îl cunosc pe Cel care a conceput-o și i-a dat viață. În Psalmul 19 cu 1 la 3 scrie: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte și sunet să fie auzit. Așadar, descoperă-L pe Creator. Numai bine!